Indicele robor la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei, cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 6,41% pe an, de la 6,28% pe an marți, un nivel mai mare fiind înregistrat în data de 24 noiembrie 2011, respectiv 6,42% conform informațiilor publicate de Banca Națională a României, potrivit Ager Press. La începutul acestui an, indicele robor la trei luni era 3,02% pe an, Indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a crescut la 6,53% pe an de la 6,41% pe an, iar robor la 12 luni a urcat la 6,69% pe an, de la 6,58%. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, reglementate de Ordonanța de Urgență Guvernamentală, numărul 19 din 2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie arimetrică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 4-2021, în oricare față de cel publicat în urmă cu 3 luni de 1,17%. În luna mai 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 19 din 2019, care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanța 19 a stabilit indicele de referință pentru creditele consumatorilor, calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare.